Liceul Tehnologic din Vladia este mândria Comunei Dragomirești. Poate de data asta în atenția administrației locale. Copiii din zona satului Vladia, de pe Valea Tutovei, au unde își continua studiile după terminarea școlii generale. Comuna este așezată la mijlocul distanței între Vaslui și Bacău, dar și de Bârlad și Bacău, de care o desparte aproximativ 50 de kilometri. În zonă, locuitorii se ocupă cu agricultura și creșterea animalelor, dar veniturile sunt insuficiente pentru un trai decent. Peste 5.000 de suflete își duc traiul în cele 11 sate aruncate pe dealurile Tutovei. Modernizarea infrastructurii, apa potabilă și starea spațiilor de învățământ au fost în atenția edilului Dănuț Iacob din prima zi a mandatului său. Dar haideți să urmărim reportajul făcut în Comuna Dragomirești. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnilor! Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit în comună la noi! Bine ați revenit! Vin cu mare plăcere pentru că am fost aproape de echipa dumneavoastră și de dumneavoastră de când ați câștigat alegerile din 2016, domnul primar, și sunteți un fel de exemplu pe care îl dau eu la primarii puturoși din județul Vaslui, care fără sprijin politic n-au făcut nici 5% din ceea ce ați realizat dumneavoastră aici. Și nu este o laudă. Vă mulțumesc, nu-i... Nu este o laudă, este o realitate. Pentru că dacă e să fim cinstiți cu noi înșine, ne uităm pe imagini și noi le avem, cum arăta Dragomirești în 2016 și cum arată în 2024, da? Culmea, un alt an electoral. Dar haideți să lăsăm astea, da. Că oamenii văd ce ați făcut consătenii dumneavoastră din satele comunei. Probabil că au și așteptări mai mari și fiindcă tot veni vorba de așteptări. Cam ce mai e de făcut, domnul primar, în comuna asta? În comuna Dragomirești s-au făcut, nu atât cât mi-aș fi dorit, mai sunt foarte multe de făcut. Gen, ne apucăm pe Anghel Salini, avem apă și canalizare la doagele, ne apucăm, sper, cât de repede. Cu constructorul am câștigat licitația. De la 1 aprilie băgăm utilajele la săpat și la pregătit terenul. Drumurile, acum am cumpărat piatră, am avut o licitație publică și am achiziționat piatră ca să le facem toate drumurile comunale. După o iarnă, nu chiar grea, dar le facem toate la standard. Da, și dacă tot vine vorba de drumul, cam la câți kilometri se... Comuna Dragomirești are 11 sate, pe o desfășurare pe 7.000 de hectare și are undeva peste 100 de kilometri de drumuri comunale și sătești. 100 de kilometri? Nu, 100 de kilometri, deci... Din sud asta, cât ați reușit să turnați covor asfaltic? În jur de 20 de kilometri și sperăm că... Adică cam 20%. Da, noi acum mai avem un proiect pe AFIR, zilele astea o să dea verdictul și mai turnăm iarăși încă 4 kilometri și tot așa. Se știe, comuna Dragomirești este întinsă, o comună cu foarte multe căi de acces și este foarte greu de a acoperi totul. Plus de asta... Bun, din cei 70-80 de kilometri de drumuri sătești, ați băgat piatră, i-ați pietruit, ați... Deci peste 90%, 90%, sunt drumurile pietruite. Acum intervenim pe ele, cam cum achiziționa piatră, mai intervenim pe ele în zilele următoare, pentru a le duce la cele mai bune condiții de trafic. Întotdeauna mai este foarte mult de făcut. Pe raza comunii se fac exploatații de lemn forestier, se degradează drumurile, mai sunt încă căruțe care au tălpoaie, mai sunt probleme, dar intervenim, avem cu ce intervenim, mulțumim lui Dumnezeu și nouă că avem o resursă financiară la dispoziție pentru a le face toată infrastructura deteriorată și nu numai din Comuna Dragomirești. De unde ați făcut dumneavoastră rost de bani așa, de aveți resursa asta financiară? Păi vreau să vă zic că Comuna Dragomirești s-a achiziționat autogrederi, boldo, camion,
avem tractor cu remorcă, deci marea majoritate, 90% din lucrările de pe drumurile publice le executăm noi cu personalul de la primărie, cu angajații de pe șoferul de pe microbuze, cu angajații de la serviciul care îl avem în dotare și cu utilajele din primărie. Din primărie dotate, intervenim. Bun, întrebarea era de unde bani? Banii din economii și dacă noi facem, să știe foarte bine că noi facem achizițiile prin licitație publică, deci acum am făcut licitație, am achiziționat piatra la cel mai mic preț de pe piață, adus-o acasă, noi de acum o amestecăm, o facem și o împrăștiem cu banii noștri. Deci atunci devine automat o economie de bani. Plus o economie de bani o facem fără să ne aruncăm în ziua comunii, în fel și fel de alte manifestări. Nu că n-ar trebui la Comuna Dragomirești, dar am considerat că este mai necesar să facem ca cetățeanul să ajungă cu mașina acasă, să aibă iluminat public, să aibă un părculeț, să aibă o școală unde învață copiii la standarde moderne și altele. Domnul primar, cum ați reușit să țineți lângă dumneavoastră echipa pe care v-ați format-o la alegerile din 2016, cel puțin de când o știu eu? N-ați reușit să vă îmbătați de beția puterii, așa, să nu că nu avem, nu avem timp, nu avem timp. Pentru că astăzi îl avem și în fața camerei noi și dumneavoastră alături, pe domnul Gheorghiță, un veche cunoștință de-a noastră, care îi spunem și domnului Isaliu. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, bine ați venit la noi în comună. Să continuăm, dacă... Eu am ținut echipa continuă aproape, că la noi a fost o transparență, o luare de decizie în echipă, ne-am consultat, puteam face în alte sate mult mai mult și în altele mai puțin, am încercat întotdeauna să fim echilibrați, gen că în fiecare sat s-a modernizat școlile, în fiecare sat s-au ajuns cu asfaltul, în fiecare sat mai iau încă un proiect în derulare. Deci am încercat și pe cât a fost posibil împreună cu echipa să ne consultăm ce proiecte sunt prioritare pentru Comuna Dragomirești, ce ar trebui să întreprindem ca să facem, cum am putea economisi banul și ca să ne ajungă pentru înscrierea proiectelor, pentru aducerea banilor din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, că cu banii la bugetul local n-am face nimic. Și în condiții de astea... Ați luat piatră totuși, nu? Din banii din bugetul local. Și din alte economii. Noi funcționăm acum la primărie cu un deficit de personal din 30 de persoane care va fi în schema, funcționăm cu 24. Deci economii se fac și acolo. Dar asta este. Echipzuim, facem proiecte, încercăm să punem numai partea de confinanțare la proiecte. Orice proiect, în afară de liceul Vladia, dacă nu a avut partea de confinanțare depășea 10%, nu-l accesam. Ca să nu umblăm în bugetul local, ca să rămânem fără bani pentru cofinanțarea altor proiecte, și am făcut proiecte, mulțumesc lui Dumnezeu, și încă mai sunt derulare enorm de multe proiecte. Da, asta este secretul, muncă. Suntem în anul electoral. Și mai este ceva, care, după părerea mea, cred că e cel mai important. Am pus împreună toți cei din echipa noastră interesele comunității înaintea intereselor noastre. Da? Noi nu am fost pentru lupta între noi, cine să fie primar, cine să fie viceprimar. Noi am pus întâi interesele comunității și după asta interesele de grup, cum ar veni. Știți? Las seriozitatea la o parte și îți spun în spirit de glumă, credeți că o să vă ridice conțătenii dumneavoastră statuie de la Vagele?
Nu, dar nici nu mă aștept la acest lucru. Simțiți, de exemplu, dumneavoastră și domnul primar, simțiți altceva în glasul concetățenilor dumneavoastră decât să ceară în continuare ceva? Este de datoria lor să ceară, trebuie să ceară, trebuie. Suntem de acord cu dânsii că trebuie să ceară, dar eu le spun pe această cale că trebuie să avem și puțină răbdare, ca de obicei. Noi am demarat lucrările și întotdeauna am comunicat cu dânsii, le-am explicat când și cum pașii. De exemplu, acum le-am explicat că vine foarte multă piatră pentru Comuna Dragomirești și le-am explicat, trebuie puțină răbdare, ca să iasă treaba foarte bună, întotdeauna trebuie să avem și răbdare. Păi, numai exemplu la liceul ăsta Vladia, care ne mănâncă o sumedinie de bani din bugetul local, care anul trecut ne-a blocat să mai facem alte activități datorită că banii toți s-au dus către liceu. Și nu numai, am mai făcut și terenuri de sport, urmează iarăși terenuri de sport, urmează parcuri, urmează asfaltări, urmează apă, canalizare, foarte multe lucruri. Veți asfalta câți kilometri? Deci acum avem pe Afir încă 4 km de asfalt. Care... Spuneați că aduceți, începe investiția, aveți cu apă, canal la Doagele, da? Începe investiția, teren de... Apă, canalul la Doagele, pentru fiecare locuitor la Doagele, că sunt peste 1000 de locuitori, e undeva la 5000 de euro de locuitor. Deci undeva la 230 de miliarde de bani vechi, 200 de milioane bani noi, apa și canalizarea la Doagele. Mai începem acum liceul Vladie, am avut corpul nou care l-am făcut, 6 milioane de lei, 60 de miliarde. Acum este la licitație corpul vechi, care tot se ridică, intră în reabilitare și corpul vechi și a dus la standard de ultimă generație, undeva care și ăla costă iarăși 6 milioane de lei, care sunt acum la licitație. Sunt la licitație. Așa, avem grădinița de la Rădeni cu teren de sport în jur de iarăși de 6 milioane de lei, 60 de miliarde. Deci avem digitalizarea, nu mai spunem, modernizare dispensar, modernizare de cămin. Deci avem proiecte care, eu sper că, cum asfaltare prin Afir, eu sper că asfaltarea prin Afir se ridică iarăși la peste 1 milion de euro. Eu zic că comuna încetul a ieșit din mocirla în cariera. Asta și sper să în următorul, vă spun eu, un cetățean, următorul mandat, echipa noastră, sper să fie un exemplu pentru cei din zona noastră. Deci, comunele vecine, vreau să spun că am încheiat anul foarte bine, fără niciun leu datorie la nicio firmă. Am încheiat anul cu un excedent bugetar de peste 3 milioane de lei, bani care întregim bugetul, peste 3 milioane de lei, bani care sunt destinați scrierii de proiecte, punerea în aplicare a proiectelor care sunt câștigate, părți de cofinanțare la proiecte. Deci, eu zic că de la minusul la care l-am luat, eu zic că comuna este pe un drum bun. Cetățeanul, dacă vrea să vadă și în primărie, cei din primărie care lucrează, bugetari și nu numai, și-au schimbat atitudinea. Dar cu timpul au înțeles că trebuie să fim alături. Au înțeles cel mai greu cei din primărie. Trebuie să formăm o echipă. Să știți că și fără ajutorul lor nu puteam să duc la bun sfârșit atâtea proiecte pe raza Comunii Dragomirești. Sunt încadrați, dar trebuie pus. Nu sunt aleși. Au pus umărul și... Umărul trebuia să-l pună să primească salariul. Nu vă supărați că... Oamenii ăștia care sunt se poate face lucruri foarte frumoase, foarte bune, că noi am scos anumite posturi la licitație, la concurs. Nu vine nimeni. Suntem aplasat într-o zonă în care scoatem degeaba posturi la concurs, că nu se prezintă nimeni. Alergați și dumneavoastră și să vorbiți cu oamenii, vă întâlniți, sunteți consăteni, aveți rude, prieteni, toată viața ați trăit în comunitate și acum lucrați pentru comunitate. Care sunt doleanțele oamenilor? În consul la urmă, oamenii sunt
la dumneavoastră vin și se plâng, domnule, că plouă în casă sau că s-a înfundat podul. Mare parte a doleanților de la cetățeni sunt mulți care au fost mângâiați o viață. Sunt mulți care le-au plăcut și au fost învățați într-un stil în care primarul să fie permanent printre ei, să fie să meargă la târguri, să dea să fie așa. Problema că timpul, nu pot să spun, că timpul la primărie sunt zilnic, inclusiv în concedii, prea puține concedii mi-am luat, ca să aduci bani la o primărie, nu trebuie să spăzești scaunul de primar. Trebuie să cauți întotdeauna oportunități, trebuie să cauți întotdeauna o informație, trebuie să te întrebi cu ceilalți primari ce năutăți au mai apărut și cum ar mai putea aduce niște bani la Comuna Dragomirești. Și astea nu le poți afla. Deci faceți-mă să înțeleg. Oamenii se plâng de faptul că vă văd la... Mai rar prin târguri, da, prin târguri, prin bătând din poartă în poartă, din vorbim cu cetățenii. Adică, sunt mulțumiți de tot ce s-a făcut, numai faptul că Dănuț Iacob, primarul, nu se duce de la poartă. De mulțumit, știți cum e, ca și copilul, poți să dai cât ai putea de mult și la un moment dat tot spune că ar vrea mai mult. Mulțumirea asta este pe moment. Da, știu, toată lumea vrea asfalt la poartă, toată lumea vrea apă, toată lumea vrea canalizare, toată lumea vrea condiții. Păi mai avem satul ăsta Popești, care am alocat acum un miliard o sută de mii de lei, am alocat pentru intabularea tuturor drumurilor, pentru a face solicitarea de către Compania Națională de Investiții pentru finanțarea apă și canal Popești. Am primit tot sprijinul și toată înțelegerea că la Popești a fost s-au autosesizat și avocatul poporului și presa din județ, că este un deficit foarte mare de apă. Este, când este secetă, sacă toate fântânile și cară cetățenii apă de la un kilometru, de la 2 kilometri și atunci am căutat toate posibilitățile și am găsit sprijinul și promisiunea că va fi finanțată și apa și canalizarea la Popești. Deocamdată n-ați fost chemat să semnați, sunteți în stadiu de discuții, promisiuni? Deci să vă spun, liceul de la Vladia a fost depus proiectul în 2017. Da. Și nu-i finalizat nici acum. Deci proiectele astea se finalizează de multe ori. Sunt proiecte care au un parcurs mai scurt, nu depinde de edil, nu depinde de... Știi? Depinde de constructor, depinde de anul... De confinanțări, depinde de foarte mulți factori. Noi, orice primar, inclusiv eu, mi-aș dori ca o lucrare să facă peste noapte, să termine, să se bucure el și cei din prin jurul lui și toată comunitatea. Dar, din păcate, toate astea durează. Și sperăm că se mai scurtează perioada asta de implementare, odată cu experiența care am câștigat-o și obstacolele care mi s-au ivit pe parcursul mandatului, am învățat că să scurtez. Domnul Gheorghiță, permit să-i da, pun da, și da, da, o întrebare. Acum nu știu din interior de la dumneavoastră, fiecare coleg din echipă are pus în pe agenda să se ocupe de localitatea din care provine? Ei, nu, suntem 5 consilieri din partidul nostru, da, din echipa domnului primar. Și sigur că fiecare consilier, mai mult sau mai puțin, normal este să intervenim în orice pentru toate satele, da. Normal este, dar cel mai mult eu mă ocup de satul Doacele, pentru că sunt locuitor la Doacele. Da. Și din acest punct de vedere, vreau să vă informez că chiar dacă domnul primar, că a vorbit domnul primar de faptul că unii cetățeni, nu toți, unii, iarăși la fel, nu generalizăm, sunt într-adevăr pe bună dreptate un pic nemulțumiți pentru faptul că domnul primar și l-ar dori mai mult printre ei, în comunitate, da, da. Știți? Ei, eu dacă le-am explicat și le-am spus că domnul primar are nevoie de foarte mult timp pentru a se duce după proiecte, pentru că aceste toate proiecte nu vin dacă domnul primar nu vine nimeni cu sacoșa de bani. El aleargă după bani
după cofinanțări, după investiții, după tot pe avize, după avize, multe avize. Le-am explicat și oamenii au înțeles. Acum o să avem distribuire de piatră, de refacerea drumurilor, da, după, văzut după iarna cea trecută. De piatră din acel supliment plimbat bugetul de, da, de 2020. Deci, în Comuna Dragomereș va veni foarte multă piatră de această dată și vom acum reface drumul. Acum, țineți-vă de primar să îl luați cu... Păi tocmai de asta vă spun, tocmai de asta vă spun și l-am rugat frumos să facă în așa fel încât să-și facă măcar o oră, două, după care nu e nicio problemă, putem rămâne noi, ceilalți consilieri. Dar măcar o oră, două, l-am rugat pe această cale și filmați, să vină și dânsul printre cetățeni, pentru că cetățenii, mulți cetățeni, doresc măcar să-l vadă și să discute cu el. Îl apreciază pentru ce îl apreciază pentru... Îl ducem noi pe, da, în casă acum pe domnul primar. Da. Ați vă spus, zice... chiar din 24 de ani de presă n-am întâlnit așa acasă să se plângă lumea. Domnule, vreau să văd primarul. Domnule, nu trebuie să văd primarul, trebuie să văd rezultatul muncii primarului. Da. În canalizare, apă, asfalt. Dacă le-am pe astea, o să spre exemplu, gaze naturale și mai, da, port și mă rog, nu știu. Ei, am sărit pe departe, da, la gaze bine, naturale. Acum facem divagații, da, de la subiect. Toate că, de ce să nu timpul recunoaștem? Până ajung la noi gazele naturale, vă spun drept, o să fie casele în proporție de 80% acoperite cu panouri fotovoltaice. Deci noi trecem direct la energia regenerabilă. Bine, deci nu, da, trecem. Respectând și criteriile celor de la Uniunea Europeană. Nu-i rău nici asta, să știți. Da. Și le-am explicat că, spre exemplu, la satul Doagele, nu e puțin lucru să ai o școală modernă la standarde europene. Nu? Nu e puțin lucru să ai o... Nu, eu zic, nu e puțin lucru să scape oamenii de inundații. Nu am mai avut nicio inundație. Am făcut un pod corespunzător care să preia toate apele din Amonte. De aici, cum ar fi? Când ploua, era prezent în Ciur și în Târnou, cum se zice. Dumneavoastră sunteți acolo, corect, dumneavoastră, da, sunteți martorii că înainte... De enori am fost de aici enori, în comunitate. Da, întotdeauna sufereau, mai ales cei care erau pe marginea răului. Era pot cu baza de jos peste nivelul minim al apei. Peste nivelul minim. Trebuia să stai să adune apa acolo ca să treacă pe sub. Da. După care domnul primar a făcut solicitare la cei de la Apele Române, la rugămintea noastră, a cetățenilor din satul Doagele, la rugămintea mea, împreună cu dânsul, a făcut decomaltare, da, decomaltarea. Decomaltarea, pentru că da, și asta a fost o idee nemaipomenită, pentru că au dispărut inundațiile alea la o ploaie micuță, imediat să le ia apa afară din pârâul. Da, timpul aluvinului s-au depus. Da. Și dacă tot am făcut un așa pod bun, nu atât de frumos, pe cât de eficient, da? Atunci era normal să realizăm și decomaltarea asta, care decomaltare s-a dus până la Stejaru, beneficiază și satul Stejaru de intervenția domnului primar și a noastră, da? Și nu doar la decomaltare, chiar și la asfaltare. Satul Stejaru beneficiază după urma muncii domnului primar, modernizarea drumului județean și altele, spre exemplu, acum și cu elevii de la Stejaru, care să-i ducem la liceu și așa mai departe. Le asigurați transport. Acum mai nou avem și transport de persoane la Doagele, da? Deci traseu. Da? Deci le-am îndeplinit, nu zic că toate doleanțele, că sigur că ca și într-o casă, nu? Ai făcut o casă, întotdeauna mai este de făcut câte ceva. Niciodată nu se termină. Domnilor, da, vă doresc succes în continuare. V-am spus și o repet, chiar dacă cărcotașii spun nu știu ce naiba spune, e problema lor. Acum știți cum e, e liber fiecare să spună ce vrea. E democrație, bine, nu spune. Bine, e democrație, dar și cu spusul ăsta orice, nu chiar, adică trebuie să ținem puțin limitele civilizației. Dar v-a spus asta cineva în față că ceva? Nu, nu. Totul spun mai pe la spate. Numai pe la spate, deci, da. Lucrurile care se spun la spate, dați-le la spate.
La Doagele vor începe în foarte scurt timp lucrările la alimentarea cu apă și realizarea canalizării, urmând să fie întocmite și promovate proiecte de asfaltare a localității. Dragomirești, comuna cu 11 sate aruncate pe dealurile Tutovii, se modernizează ușor-ușor, creșterea condițiilor de viață fiind unul din obiectivele primordiale ale conducerii unității administrativ-teritoriale. Dacă vrei, poți muta munții din loc.